Salutare, dragii mei! Eu am mai făcut niște cumpărături de la Penny de 76 de lei și 13 bani. O să vă arăt imediat. Dar înainte de asta am să vă arăt că am fost și în profit. Am luat două pungi de semințe în offline cu sare și două pini din astea de plină, care îmi plac mie tare mult. Și am plătit, cred că, 6 lei și ceva pe două pâini și două pachete de semințe. Și la Penny am luat aceste două săpunuri DAV, care au fost la 5,60 lei la ofertă, de la 8 lei. Uitați, era 8 lei, 2,40 lei reducerea și am luat două. Miroase tare bine, le-am mai avut și am să le recupăr. Dacă erau la ofertă, am luat două. Apoi să le iau în ordine pe bon. Am luat niște banane, au fost 5 lei kilogramul și am plătit 2,44 lei pe 4 banane așa mai mici. Apoi am luat 2 ardei gras roșu, a fost kilogramul 7 lei și am plătit 2,31 lei. Aceștia sunt două aici în pungută. Apoi am luat o varză care a fost 1,50 kg, așa mai mică, și am plătit 1,19 bani pe ea. Se fac așa o salată. Apoi ce-am mai luat? Niște ciuperci, șampinion, care a fost 10 lei kg și am plătit 4,76 lei pe ele. Sunt așa mai mari, faine. Pot să desfac cu o mână. N-am găsit la caserolă, și l-am la caserolă, nu așa vărsate. Apoi am luat acest iaurt, care nu l-am mai luat niciodată, de la Milcheria. Este cu căpșun și grâu. Ăsta a costat 1,70 lei, văd că era reducere 30 de bani. Am să vă zic părerea mea dacă o să mai cumpăr după aia, dacă mi-a plăcut sau nu. Apoi am luat două Kinder Maxi, care a costat 2,25 lei bucata, două felii de lapte, tot de la Kinder. Astea a fost 1,59 lei bucata. Nu ne plac mult. Și am cumpărat câte două. Așa. Unde sunt, să le iau în ordine. Apoi am luat un ciu intens cu smântână și pătrun gel, care ne place tare mult. Ăsta a fost 4,75 lei. Apoi lui Dario am luat acest bombard cu ursuleț, cu cașcaval, îi place mult. Ăsta a fost 2,09 lei. Apoi am mai luat două iaurturi din astea cu biscuiți, cu Mickey Mouse, a fost 1,50 lei bucata. Așa. Apoi am luat un cașcaval Dalia, care el costă 9 lei și are reducere 1,20 lei. Acesta ne place mult și cel de la Lidl, Rucker, sau nu știu cum se cheamă cel de la Lidl. Ăsta e Dalia, dar îmi place mult, e foarte bun și acesta. Vi recomand. Apoi am luat niște icre de crab, care au fost 2,99 lei, de la Negro. Ne plac mult și astea. Apoi am luat două caserole de astea de salam Caroli, care au costat 2,15 lei, fâșia asta cu câte 5 bucăți. Asta îi place lui Dario mult și am luat două. Mie mi-am luat aceste file de pui cu susan, știți că îmi plac mult. Astea au fost 6 lei și am mai luat 30 de ouă, care au fost 13,99 lei. Cam astea au fost cumpărăturile mele de acum. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și de abonare. Vă pup! La revedere!